Bună ziua! Astăzi vă voi prezenta cum se pornește un motor de frigider ca să facem un compresor auto. Să umflăm cauciucurile. Aici avem un compresor de frigider, este made în Spania, după cum vedeți că scrie și pe el Hermet. Da? I-am atașat un furtun de evacuare, care este acesta, un furtun care alimentează cauciucul. Are două intrări, dintre care una o obturăm și o ieșire, cealaltă o lăsăm desfăcută pentru a, dacă observați, este desfăcută pentru a putea trage aer. Da? După care, aici îi facem legăturile. Avem o punte, care este ce firul cu galben, și alimentarea cu maro, masa și plusul. Este foarte simplu de utilizat, motorul dă aer, împinge freonul de pe rețeaua de frigider, da? Care îl face să circule și atunci el este foarte simplu de montat. Doar firele și dispozitivul de lângă el să-l mențineți în siguranță, că altfel el nu funcționează. Acum o să mergem să facem o probă, să vedem dacă poate să umfle un cauciuc sau facă presiune de aer. Am să-i fac și un mâner. Deocamdată nu i-am făcut, dar o să-i fac și un mâner care să îl apucăm. O să vi-l prezint la sfârșit și cu mânerul făcut. Am venit cu el la probă. O să-l băgăm în priză și vedem dacă dă randamentul scontat. Am să vedem. Aici avem o pipă. Ia să vedem. Ia auziți-l. Nu funcționează perfect. Acesta îl montăm la cauciucul de la mașină și încarcă cauciucul. În câteva minute. Cam asta a fost tot. Vă doresc o zi plăcută și aștept un like, un share. Subscribe.